Child friendly sau plăcută pentru copii este criteriul după care se ghidează familiile cu minori când pornesc la drum cu cei mici. Hotelurile destinate familiilor cu copii trebuie să aibă obligatoriu loc de joacă, unul în aer liber, dar și unul în interior pentru zilele când vremea este capricioasă. Piscinele sunt locurile care atrag pe cei mici ca un magnet și dacă sunt dotate și cu tobogane, atunci distracția este garantată. 2 ore aseară a fost extraordinar. Au avut cu pirații activități, au mers pe plajă cu copiii, după aceea au venit aici, au avut concurs, au desenat. Extraordinar a fost. Piscină pentru copii, apă încălzită în piscină, personal care pot supraveghea copiii dacă e cazul, activități extra pentru copii și să fie și mâncarea ok, pentru că vii cu copilul, nu-ți permiți o întorocolită. Pentru copii, o astfel de locație este un adevărat paradis. Se organizează activități de dimineață până seara, de la cel mai mic la cel mai mare. Pilates, zumba, aerobic. Atunci când se satură de bălăceală, pot încerca alte activități atractive, precum atelierele de pictură, cinematografele sau locurile de joacă, unde își fac apariția diverse personaje din desenele animate. Ce vrei să faci acum? Să pictez un pește. Eu fac o lucrare cu cuie, dedicată câinelui meu. Pe cățelul meu îl cheamă Toș. Am făcut un dinozaur albastru. Asta înseamnă distracție pentru copii și timp de relaxare pentru cei mari. Turiștii recunosc că scot bani frumoși din buzunare pentru o astfel de vacanță, dar nu regretă nimic. Da, din punctul meu de vedere este scump. La genul ăsta de hotel pentru 5 nopți am plătit 7500 de lei. Unitățile de cazare cu facilități pentru cei mici sunt din ce în ce mai căutate și în România, mai ales pe litoral. La malul Mării Negre în România există puțin peste 30 de hoteluri cu regim de cazare all-inclusiv, cifră incomparabilă cu hotelurile care oferă acest regim de cazare pe litoralul din Bulgaria. Este nevoie de mai multe resorturi de acest gen pe litoralul românesc. În momentul acesta, cererea este mai mare decât oferta. După ce în ultimii ani tot mai mulți români au ales să își petreacă vacanțele pe litoralul bulgăresc, turcesc sau grecesc, datorită facilităților pe care le pun la dispoziția turiștilor familii și hotelierii de la noi par să fi înțeles că turismul de familie l-ar putea aduce câștiguri frumoase și s-au reorientat. Așa se face că din ce în ce mai mulți investesc acum în acest tip de servicii.